Viața și cariera lui Karl Lagerfeld, povestea legendarului fashion editor. Karl Lagerfeld este un nume emblematic și o imagine bine întipărită în amintirea tuturor. A avut o carieră ce s-a desfășurat pentru mai bine de 60 de ani și a reușit în această perioadă să fie un exemplu extrem de complex. A fost director creativ, fashion designer, caricaturist, artist și fotograf. Din păcate pentru industria modei, acest fashion icon și exemplu demn de urmat pentru toți tinerii viitori designeri s-a stins din viață în 2019, la onorabila vârstă de 85 de ani. De origine germană, Karl Lagerfeld a reușit pe parcursul vieții să stârnească diferite controverse prin comportamentul său foarte detașat față de tot ceea ce înseamnă viața sa personală și detalii pe care le considera neimportante. Conform mai multor surse, se pare că acesta nu ținea niciodată cont de vârstă, ba mai mult decât atât, era întrebarea pe care o ura din tot sufletul și se pare că nu mai ținea cont de anii împliniți. În mai toate declarațiile pe care le oferă, recunoștea că are peste 80 de ani, dar îi se părea că este doar un număr care nu merită atenția sa. Starea sa de sănătate nu a fost prea bună în ultimele luni de viață, astfel că nu a avut nici cum să se prezinte la Săptămâna Modei de la Paris în luna ianuarie a anului în care s-a stins. Tinerețea pe care o simțea a fost, din păcate, mai slabă decât boala și destinul necruțător ce nu te așteaptă, oricât de tânăr dorești să te crezi. Încă de mic a făcut parte dintr-o familie înstărită. Dacă de cele mai multe ori poveștile oamenilor de succes au începuturi triste și fără o situație prea bună acasă, acest lucru nu a fost valabil și în cazul său. Tatăl lucra la o fabrică de doze de lapte și locuiau într-un cartier mai înstărit din Hamburg. Viața de copil a fost plină de vile luxoase și opulență, dar totul s-a oprit atunci când bombardamentele au fost ațintite către acele zone. Atunci s-au mutat într-o altă zonă a Germaniei. Încă din perioada copilăriei, reușea să se distingă de ceilalți copii. Creativitatea își spunea cuvântul și reușea să se remarce prin părul său mai lung și prin stilul său diferit față de al celorlalți copii de vârsta sa. Nu a fost niciodată un copil normal, așa cum erau toți ceilalți. Am putea spune că era un pui de geniu. Era bilingv încă de dinainte să înceapă școala, învățând engleza și franceza. Îi plăceau foarte mult pictorii francezi și prefera să renunțe la unele ore de școală pentru a petrece mai mult timp în muzeu. Atracția atât de mare către tot ceea ce reprezenta lumea francofonă l-a ajutat să își transforme visul în realitate. Astfel că, în 1950, merge la o prezentare semnată de marea casă de modă Dior, iar la 1953 rămâne pe teritoriul Franței alături de mama sa. Cariera sa are un debut la care prea mulți ar putea visa. Participă la un concurs de modă cu un palton și câștigă acel concurs. De menționat este faptul că a concurat împotriva lui Yves Saint Laurent. În același an este angajat ca director artistic pentru Chloe, iar Fendi începe să-i urmărească din ce în ce mai mult ideile. Fendi devine parcă un fan al lui Karl Lagerfeld, motiv pentru care decide ca în anul 1960 să-l contacteze și să-i ofere oportunitatea de a se ocupa de obiectele lor vestimentare din blănuri și piele. Nu doar moda a fost marea sa iubire pe plan profesional. Era un om foarte deștept, dar asta pentru că și citea, achiziționa săptămânal cărți, iar colecția sa era cu adevărat una impresionantă, de peste 300.000 de cărți. Viața sa în cadrul echipei Chanel, ce nu reușea să se ridice peste așteptările acea perioadă, începe în anul 1983, atunci când îl aduc în echipa lor pe omul cu coadă albă și ochelari negri de soare. Karl Lagerfeld reușește să aducă acel plus ce a ridicat Chanel pe cele mai înalte podiumuri. Prin talentul, măestria și imaginația sa, reușește să readucă această casă de modă în topurile preferințelor.
Unde mai pui că omul era foarte bun și pe partea de marketing planning? Știa unde să atace pentru ca cifrele să urce. Rămâne la cârma acestei case de modă până la data de 19 februarie, atunci când este răpus și își dă ultima suflare din pricina problemelor de sănătate survenite odată cu avansarea în vârstă. La 3 ani după moartea designerului Karl Lagerfeld, Choupette, pisica birmaneză declarată sufletul pereche al designerului, duce o viață luxoasă după ce a moștenit aproape 200 de milioane de dolari și a devenit o influențăriță de top. După ce a câștigat o sumă de aproape 200 de milioane de dolari ca și moștenitoare de la Lagerfeld, pisica bogătașă locuiește într-un apartament din Paris cu vedere la Sena și este îngrijită de fostele menajere ale designerului. De altfel, tot o fostă menajeră se ocupă și de contul de Instagram al pisicii, cont urmărit de peste 100.000 de oameni.